revenim la meciul Arabiei Saudite de mai devreme. Îl salutăm pe Marius Șumudică. Te salutăm, Șumi. Și ca să parafrezezi așa, ne-ai învins, Mariuse, un titlu pe vremuri cu ne-ai învins Rodioane. Ne-ai spus că da. Saudiții sunt, sau Saudia, cum îți place ție să spui, au o echipă puternică, dar uite că ne-am convins astăzi. Da, bună ziua, bună ziua ție și invitaților. Da, acum ar trebui să le fie rușine celor care scriu că antrenorii români se duc și antrenează pe la cămile sau cămile. Ar trebui să-și retragă cuvintele și de data asta chiar să vorbească frumos despre fotbalul din Saudia, fiindcă astăzi am vins o echipă bine pregătită, o echipă care este formată numai din jucători locali, niciun jucător nu joacă în străinătate, toți jucătorii joacă în campionatul din Saudia și încă o dată s-a demonstrat că forța grupului învinge orice individualitate. Indiferent că e Messi, că e X, Y sau în speță astăzi Messi, că nu pot să vorbesc de alții. Uh-huh. Deci asta înseamnă sacrificiu, asta înseamnă dorință, asta înseamnă valoarea campionatului saudit. Eu când spuneam că e greu să joci în Saudia sau e greu să antrenezi în Saudia și că numai eu știu câte antrenori sună și-și trimis CV-urile ca să ajungă până în Saudia, toată lumea zicea, Șumudică antrenează locul 10, Avaed, Cămile. Păi Șumudică la Cămile, unde antrenez eu, antrenez într-o țară foarte bine pusă la punct din punct de vedere fotbalistic, cu infrastructură, cu baze de pregătire la fiecare echipă și făcute de guvern. Și în afară de asta, astăzi eu am avut doi jucători care anul trecut au fost cu mine la Shabab și care ne-am calificat în Champions League al Asiei, sunt în sferturile de finale calificați. Tambacti, cel mai bun jucător în opinia mea astăzi, după tele numărul 17, fundașul central, care scoate niște mici incredibile. Și numărul 18, Nawaf Fawid, care intră pe parcursul jocului și care la 33 de ani nu mai putete la echipa națională de vreo 4-5 ani, iar eu când am ajuns la Shabab nu juca un minut. Deci nu juca un minut. Și tot Twitter-ul și toate rețelele de socializare aici au scris că au ajuns la echipa națională din nou datorită lui Șumudit. Eu sunt atât de bucuros că am reușit să lucrez cu acești doi jucători, că am lucrat cu acest Hasan Tambacti, care eu l-am luat acum 4 ani la Shabab și acum 17 ani și l-am luat la prima echipă și l-am promovat, el fiind la echipa a doua la momentul respectiv și iată că a crescut. Și împreună, anul trecut, am făcut un sezon extraordinar și ne-am calificat în seturile de Champions League ale Asiei. Asta înseamnă Saudia în momentul de față, da. Asta înseamnă Saudia. Da, și ai trăit meciul în cantonament cu echipa ta? Da, nu este întâmplător, scuză-mă. Eu, da, am văzut meciul împreună cu echipa mea, m-am bucurat alături de ei. Nu este întâmplător rezultatul. Argentina, pentru mine, astăzi nu a avut ocazii clare de joc. O strategie foarte bine aleasă de acest antrenor francez, i-a ținut departe de poartă, cu un bolide de... au jucat un 4-4-2 cu tupeu ofensiv. I-a ținut departe de poartă, au făcut pressing, să faci pressing și să stai atât de departe cu linia de poarta proprie, înseamnă enorm. Bravo lui, bravo Saudiei și sunt mândru că antrenez în această țară. Da, ce ne tot întrebăm, ai pomenit tu de acest antrenor francez, Hervé Renard, cu o cultură fotbalistică indiscutabilă și care nu poate fi pusă la îndoială, mai ales că a pregătit echipe în Africa și a făcut-o cu rezultate, dar spuneai tu de felul în care a jucat tactic. Pe de altă parte, în prima repriză a fost 1-0, penalti destul de ușor acordat, adică am văzut ieri faza cu Maguire și nu s-a dat. Zici că mă uitam la NBA. Dacă acum astfel de faze și cu 4-5 arbitri la VAR dai un 11 metri așa ușor, a fost dat fiindcă jucau contra Argentinii. Nu este niciun penal. Nu este eronat, penalti dat foarte, foarte ușor. Dacă această fază se întâmpla în careu Argentinei, nu se dădea penalti niciodată. Da, dar pe de altă parte, mă rog, dar asta tehnologia a făcut-o, trei goluri anulate Argentinei. Au fost offside. Da, cu offside detectabil doar cu tehnologia aceasta. Dar până la urmă, exact. Pe final parcă arbitru a tras. Asta ni se părea și nouă, chiar dacă era în emisiune, de parcă vedeam că... Au și riscat, am zis, au jucat cu linia sus și asta s-a întâmplat. Fiindcă ei nu au vrut să-l lase pe Messi, în opinia mea, nu l-au lăsat pe Messi, nu l-au lăsat până la Lautaro Martinez, să acopie foarte mult și să intre în 30 de metri proprii. Și atunci au ținut departe de poartă, au pus presiune pe linge, n-au putut să joace
Și un portar foarte bun, portar care apreciază foarte bine, juca ca un libero, dacă vă aduceți aminte, a doua repriză iese și cu talpa scoate. Așa e, așa e, da. Deci, o strategie foarte bună. Încă o dată, felicitări antrenorului și felicitări jucătorilor. Merită, cred că va fi o sărbătoare în Saudia. Eu sunt la Alain acum, sunt în Emiratele Arabe în pregătire cu echipa. A fost o bucurie de nedeschis. Îmi imaginez ce se întâmplă la Riyadh sau Jeddah sau Damascus. Până unde îi vezi ajungând? Nu știu, acum mai au nevoie. Mai sunt două meciuri grele. Joacă cu Mexicul și cu Polonia. Nu știu. Eu îmi doresc din suflet să se califice și Argentina acum va fi nevoită să bată celelalte echipe dacă vrea să se califice. Au rezultatul direct cu Argentina, ceea ce eu aș dori ca Argentina să le bată pe celelalte două și să mai facă un egal. Eu cred că au șanse și cu 4 puncte să meargă mai departe. Nu mai contează, ci contează ce au făcut azi, este istorie. Pentru fotbalul saudit este istorie, să-l bată Argentina lui Messi este istorie. Pai, ce se întâmplă este bun. Este bun. Da, da, ce vorbeam mai devreme, că am mai vorbit cu oameni care sunt în acea zonă, am vorbit cu un Daniel Isaila, Ciprian Panait, care a antrenat și el în Arabia Saudită. E o cultură acolo și e, cum să zic, sunt etapizate și faptul că s-a ajuns aici nu e întâmplător. Cum ai spus și tu, investiții în fotbalul saudit. Nu e întâmplător, eu am venit acasă, am stat 3 săptămâni în vacanță, am ținut în cantonament o lună. Au spus stop campionatului intern, i-a luat în cantonament, i-au pregătit foarte bine. Antrenorul l-am văzut, nu lipsește la meciul, se duce, fuge, aria la Jeta, de parcare avion privat, se duce, urmărește toți jucătorii, fiindcă aria lui de selecție este destul de mică, toți jucătorii vin de aici, din țară. La toate meciurile l-am văzut, a venit, a vorbit, vorbește cu antrenorii de la echipe, indiferent de ce naționalitate sunt, fiindcă sunt foarte mulți antrenori străini. Dar nu întâmplător ajung. Ieri m-am întâlnit cu Nuno Espirito Santo, e cu noi aici, că antrenează. Ce despre ce vorbim? Rudy Garcia, la NASA, care a fost, pe unde a fost, Roma, nu mai vorbim. Ce despre ce vorbim? Adică ce jucători vin aici, cum că vin ca să se lase? Nu, vin jucători străini care îi ajută și pe cei saudiți. Dar saudiții au valoare. Au valoare mare de tot. Mari. Sunt la, ce să mai departe? În România-Arabia Saudită, dacă s-ar juca mâine... Agresiv, s-a văzut și azi, agresiv, primii la minge, răi, agresiv, în sensul bun al cuvântului. Jos pălăria pentru ei. Nu, sunt departe, nu, ce să compară, de ce compară? Păi noi putem să batem Argentina, vreau, hai să fim serioși. Nu știu, dar Arabia Saudită putem să o batem... Întrebați-i pe Lupescu, că lucrează la federație și înseamnă Federația Saudită. Nu glumești, nu există. Aici nu e, nu te joci. Nu e. Sunt foarte bine puși la punct. Ajută cluburile. Păi da, fiecare club aici primește lunar 1 milion de euro de la, să-și plătească salariile. Să plătească salariile la jucători. Li s-au construit baze de pregătire. Investesc. Și uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă. Asta înseamnă Arabia Saudită la momentul ăsta. Și despre ce vorbim? Păi noi avem jucători care iau Arabia Saudită cu tot respectul care sunt și la noi când ajute că jucătorii sunt prin străinătate. Zici că e diferență mare între noi și saudiți la ora la care... Nu știu că unii campionatul saudi, eu pregătesc meciul cu Nasser acum. Eu în afară de... Eu am fundașul dreapta de la Nasser, care a jucat astăzi. Au încă un jucăș care a jucat, care este de la Nasser, fundașul central Cinciaru, care a fost pe bancă Madu, este de la al Nasser. Eu întâlnesc în fața o Abubakar, care este la Naționala Camerunului și care a jucat la Porto și foarte bine, și Talisca, care a avut 18 milioane de euro salariu în China și acum are 10-12 milioane salariu aici, în Saudia. Despre ce vorbim? Eu cu ăștia mă întâlnesc, cu jucători de ăștia. Și pe urmă apar fel de fel de oameni și spun, șumudică, e pe la cămine, pe acolo, s-a dus după bani la cămine. N-am venit mă după bani la cămine. Da, am destui bani în momentul de față. Am venit să fac și performanță, să încerc să fac ceva. Și să antrenez. Cred că și-am dorit el antrenor să ajungă să fie
Eu sunt convins că și rezultatul acesta va redimensiona serios și percepția și tot ce înseamnă. Se schimbă. Trebuie să ajung la antrenament, îmi cer mii de scuze. Așteaptă autocarul și băieții. Mersi mult și mie. Trebuie să încercăm să... Și noi avem antrenori, de scuze. Nu am zis dacă nu ne calificăm la... Haideți să-l salutăm pe... Ne bucurăm foarte mult să salutăm pe Daniel Isailă, un tehnician român care antrenează de ceva vreme în acea zonă și care o face foarte bine. Te salutăm, Dani! Bună ziua! Mă bucur să te aud. Și eu foarte mult. Și pe tine și pe invitații tăi. Și eu foarte mult. Cum ți se pare? Pentru că tu vezi cu totul și cu totul altfel ce se întâmplă și vezi din interior cumva, dar în ce măsură te așteptai și credeai că este posibil să și trăim un astfel de rezultat? Bine, poate aș fi puțin ipocrit dacă aș spune că mă așteptam, dar să câștige. Mă așteptam să facă un joc bun și să fie foarte greu pentru Argentina. Eu am spus de mult și impactul cu zona asta de acum 5 ani și ceva, 5 ani jumătate, am fost profund impresionat. S-au schimbat mult lucrurile, mentalitatea, investițiile în infrastructură, în special în Arabia Saudită și aici. Știu că am fost și contestat și ulit când am spus că nivelul a crescut, că este mult peste campionatul nostru, peste multe campionate din Europa. Dar uite că până la urmă s-a dovedit că am dreptate, că toate investițiile lor sunt pe un drum bun. Sunt convins că ai văzut meciul. Unde crezi? Sunt chiar acum, ne pregătim să ieșim la antrenament. În ce măsură, nu știu, au fost surprinși sau s-au culcat pe ureche argentinienii după ce au avut o primă repriză bună, golul acela contestabil și el, urmat de alte trei goluri anulate și în a doua repriză, efectiv, am văzut o echipă a Arabiei Saudită care a dat două goluri, dar după felul în care au luptat, felul în care au interpretat și, cum să zic, n-a fost, chiar dacă au fost 14 minute prelungiri, n-au fost trageri de timp din acelea scandaloase. Maniera de joc și cum au întors rezultatul m-a impresionat, pentru că au făcut un pressing ultra-ofensiv. Dacă vă aduceți aminte, până și după ce au înscris golul 2, câteva minute bune, Argentina nu putea să treacă centru terenului. Încercau printr-o posesie cu răbdare pe linia de fund să construiască și nu erau lăsați. Pentru că au fost foarte bine organizați, foarte agresivi. Da, sunt atât de dispus să acumuleze cunoștințe jucătorii în acea zonă. Până la urmă mă uitam peste lotul Arabiei Saudite, în proporție covârșitoare joacă acolo, joacă, cei mai mulți joacă la Hilal chiar. Ei nu prea au, sunt prea puțini jucători care din campionatele de aici se duc în alte părți să joace. Adică, jucându-ne așa un pic jurnalistic, Al Hilal Argentina a fost 2-1. Da. Sunt, pentru că uitați-vă ce antrenori vin aici, în zona asta, cu nume. Au învățat fotbalul, sunt preocupați, au investit foarte mult și în infrastructură, pentru că asta e foarte important. Am spus, fiecare club, cât de mic, are o bază incredibilă de antrenament, cu grupe de copii și juniori la toate nivelurile. Și atunci e normal să apară rezultate. Da, se redimensionează puternic fotbalul din acel colț de lume, din acea zonă, e clar. Dar nimic nu anunță asta, pentru că am văzut Argentina zburdând cu Emiratele Arabe în urmă cu câteva zile. A fost un 5-0. Vorbeau numai despre cum bat recordul, vorbeau despre titlul mondial și te trezești brusc adus cu picioarele pe pământ de o echipă pregătită, pentru că pomeneai și de antrenori și acest nume, Hervé Renard, prea puțin cunoscut în România, dar care a scris istorie și în Africa și care acum, iată, o face și în golf. Și în zona Asiei, da. Da, și o face și în golf. Da. Ai lucrat cu vreun dintre jucători, mă uitam peste lotul lor și știu că au fost români. Răzvan Lucescu a lucrat cu unul dintre marcatori. Ciprian Panait a fost și el prin zonă. N-ai antrenat vreunul dintre jucătorii? Toți jucătorii care în perioada aia erau, marea majoritate jucau la Hilal. În acea perioadă.
Da, deci, cum să zic, ai avut dreptate, Daniele, zicem acum, a fost aia, aia veche cu mai invins Rodioane, mai invins Rodioane, așa și noi, Daniele, Șumi, toți care ați antrenat, Răzvare, toți care ați antrenat și Oli, care ați antrenat pe acolo, ați avut dreptate, e o veritabilă revoluție. Ciprian Panaita, cred că a creionat foarte bine, știi cum e, că așa suntem noi români când e... Probabil că și eu, la timpul meu, când încă eram jucător, asta era impresia, nu știam. Până să ajung să văd cu ochii mei, poate că aveam și eu aceeași impresie, nu? Dar una e una, alta e alta. Atunci când ești la fața locului și trăiești astfel de momente și vezi cum merg lucrurile, poți să ai o altă părere. Da. Bun, baftă acolo, mulțumim, mulțumim mult, te urmărim cu alți ochi de acum acolo, să știi, glumim categoric. Da. Numai bine. Mai bine să fiu discret așa, să nu știe nimeni. Da, mulțumim mult pentru intervenție, toate bune. I-am pomenit numele mai devreme, care mi-a pregătit chiar și pe cei doi marcatori din acest meci, Ciprian Panait, la el mă refer. Te salutăm, Ciprian, și mulțumim că ai fost de acord să intrăm în dialog. Vă salut și eu, salut și invitații dumneavoastră din studio și vă mulțumesc că în sfârșit v-ați adus aminte și de mine. Pe lângă marile personalități pe care le aveți acolo în studio și pe care eu le recunosc și le salut, cu ocazia acestui meci văd că am devenit brusc important, așa că vă mulțumesc. Da, cu plăcere. Mi-amintesc chiar că ai fost prezent în acest studio, dar recunosc că ți-am pierdut și urma la un moment dat. Nu știam că te-ai întors în țară, dar mă bucur să te aud din nou și... No. Dan, tu ești un tip deosebit și tu știi că ai sânge de rapidist și tu știi la ce mă refer eu, așa că de-aia îmi permit să discut cu tine foarte des. Da, foarte bine că o facem și vom face întotdeauna. Și din nou mulțumesc că ești alături de noi, dar haideți să încercăm să înțelegem cum de a fost posibil, Ciprian, așa ceva, pentru că dincolo de toate investițiile făcute, de evoluția fotbalului din acea zonă de lume, aceasta este una dintre cele mai mari surprize ale campionatelor mondiale. Dan, sunt de acord cu tine și tu ești un fiind cunoscător și eu apreciez asta. Acum, lumea trebuie să știe următorul lucru. Întotdeauna în Arabia Saudită, sau Arabia Saudită, din punct de vedere al fotbalului, este echipa care domină, sau știu eu, națiunea care domină zona golfului. Și dacă domini zona golfului, categoric domini toată Asia. Mai departe, și asta poate fi confirmat și de Răzvan Lucescu, care a câștigat Liga Campionilor acolo și campionatul și e un nume uriaș, întotdeauna Hilalul va avea în echipa națională cel puțin 7-8 jucători titulari, iar pe lângă ăștia titulari vor fi cel puțin 5 pe bancă. Deci în jur de 12-13 jucători din lotul echipei naționale sunt componente Hilalului. Și să nu uităm că Hilalul a câștigat în ultimii 4 ani de 2 sau de 3 ori Liga Campionilor în Asia, deci echipa, clubul numărul 1. Iată de ce ceea ce s-a întâmplat acum este într-adevăr cea mai mare surpriză a acestui campionat mondial de până acum. Însă dacă discutăm despre realități, asta e realitatea astăzi. Arabia Saudită a fost mai bună. Și acum eu vin și vă dau câteva puncte de, știu eu, care să sprijine această afirmație. Din 2017, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, s-a implicat direct în organizarea fotbalului și în finanțarea fotbalului și mă refer la primele două ligi, la echipele naționale. Apoi au investit foarte mult în arbitraj. Vreau să spun că vreo 2 sau 3 ani președintele comitiei de arbitri acolo a fost Mark Clattenburg, marele arbitru englez. Au avut personalități marcante din fotbalul mondial, iar ultimul, știu, a fost conaționalul nostru Ionuț Lupescu, care a fost directorul tehnic al federației de la Riyadh. Și acum vine partea interesantă. Jucătorii au o calitate tehnică incredibilă. Au evoluat foarte mult din punct de vedere al mentalității, al organizării jocului și al stricteții tactice, prin prisma faptului că mare majoritate dintre ei au lucrat cu antrenori foarte mari, cu nume foarte mari, dar și datorită faptului că înainte de campionatul mondial din 2018
primii 11 sau susceptibili de a fi primii 11 au fost împrumutați la echipe în Europa, în Portugalia, în Spania, în mare majoritatea lor. Deci sunt câteva aspecte care astăzi s-au văzut și nu în ultimul rând, să nu uităm, este o rivalitate din punct de vedere sportiv între Qatar și Arabia Saudită. Dacă Qatar a obținut această organizare a campionatului mondial și au realizat ce au realizat până acum, Arabia Saudită, iată că a răspuns pe plan sportiv și a câștigat împotriva unei echipe uriașe. Deci să nu ne așteptăm să îi susțină qatarezii pe saudiți. Nu, categoric. Categoric nu. Și eu sunt sigur că mulți catare suferă în momentul ăsta. Da. Voi să te mai întreb despre jucătorii care efectiv au înscris, pentru că ne uitam așa și ai avut ocazia și ei, da, în același timp au avut ocazia să fie antrenați de tine. Da, eu, ce să zic, am fost norocos și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns acolo și am avut șansa să antrenez Hilal și o să iau în ordinea, știu, golurilor înscrise astăzi. Primul gol marcat de Salem Aldosari, un jucător de ambele picioare, ambidextru, nici el nu știe care e piciorul lui de bază, care poate juca de la mijloc în sus pe orice poziție, o calitate tehnică incredibilă, se pune în slujba echipei, exagerează de foarte puține ori să ia acțiuni pe cont propriu, să iasă el în evidență. Și dacă mi-amintesc bine, dacă nu mă înșel, în momentul când Răzvan Lucescu a fost antrenor, Hilal a câștigat un derby cu Al Nassr și el a triplat pe linia porții câțiva jucători și a înscris un gol fabulos. Deci un jucător uluitor care, știu eu, dacă n-ar fi educația lui strictă și, știu eu, și comportamentul și, știu eu, specificitatea vestită din Arabia Saudită, ar putea să joace la orice echipă din Spania sau din Portugalia, din punct de vedere al calităților tehnice. Dar la ce te referi când spui de specificitatea lui? Adică nu e serios sau nu e suficient de motivat mereu? Unde e problema? Dacă recunosc bine vocea lui Narcis Răducan. Da, bună, te salut, da. Salut, da. Nu e vorba de educație, pentru că în momentul când ajungi la un nivel de genul ăsta, fără educație, înseamnă că ești conjunctural acolo, nu. Este vorba de modul cum ei au fost crescuți. Religie, nu mai pe românește. Dăm voie să te explic. Niciodată ei nu se vor culca la ora 12. Ei se culcă dimineața la ora 4 sau la 5, după ce se roagă, efectuează prima rugăciune a zilei. Se culcă și apoi se trezesc după amiază, iau un mic dejun sau nu știu, după amiază, în jur de ora 14, 15, 16 și se pregătesc să vină la antrenament. Deci asta e specificul vieții de acolo. Nu le impune nimeni să facă asta. Da. Ei așa sunt ei. Și de-aia mulți antrenori, când ajung în zonă, dacă încearcă să schimbe asta, s-au curățat în 3 secunde. Da. Trebuie să încerci să beneficiezi sau să atragi spre tine, să iei partea plină a paharului din toate situațiile. Discutând despre celălalt jucător, Saleh Al-Sheri, l-am antrenat la Al Raed, a fost primul meu contract după Al Hilal, după ce am 3 ani de contract cu Al Hilal. În momentul când eu am ajuns acolo, era doar un jucător din lot, un jucător tânăr, dar un jucător cu calități deosebite, foarte puternic, o inteligență tactică pentru postul lui deosebită, ieșea în evidență pentru că juca atacant central și știa foarte bine când să ține de minge, când să se demarce sau să dea pas. Avea un jucător foarte bun în fața lui, care anul anterior pusese golgheter în Arabia Saudită, Ismail Bangura, care jucase la Dinamo Kiev, a fost coechipier cu Rebrov, dacă nu mă înșel. Și era foarte greu să-l dea pe Bangura la o parte, dar pe parcursul campionatului a prins primul 11 și când a început să aibă continuitate a făcut o ruptură musculară pe biceps femoral și atunci a ieșit din circuitul meu și asta a fost spre ghinionul meu, pentru că a fost un jucător foarte bun care în momentul când și-a revenit, eu deja nu mai eram acolo, anul următor a fost transferat la Hilal și ca dovadă vedeți unde e astăzi. Dar un jucător boem, introvertit, care îi plăcea să stea numai în pătrățica lui, numai cu grupul lui de prieteni, însă în momentul când intra în teren, nu avea alt interes decât interesul echipei. Ciprian, îi vezi pe saudiți menținând ritmul acesta și îi vezi să iasă din grupe până la urmă? Au bătut Argentina, dar e o grupă complicată, care devine și mai complicată cu Mexic și cu Polonia. Așa este, e bună întrebarea și e ca o provocare pentru mine. Și acum eu o să vă spun de ce spun asta.
Eu eram ca antrenor în Arabia Saudită, nu pot să spun că eram bucuros, în schimb eram cel mai liniștit ca antrenor în momentul în care echipa mea făcea un meci prost. De ce? Pentru că jucătorii saudiți, în momentul când făceau un meci prost, următorul meci era fabulos. Nu aveai nevoie ca antrenor să-i motivezi, să pui presiune pe ei. Pe de altă parte, în momentul când echipa făcea un meci incredibil, eram cel mai stresat antrenor pentru că știam că trebuie să fac ceva mult mai mult pentru că următorul meci era susceptibil să fie mult mai relaxat și să se întâmple surprize. Asta e singurul motiv pentru care eu spun că ei vor avea, știu eu, un meci infinit mai greu cu Polonia decât că au avut cu Argentina. Pentru că